Dragi prieteni, am revenit în direct la acele Games TV cu finala, acele War Night. Express vs. Steam Mine, câteva cuvinte despre Ragnar Pufiro, care de echipe, AC Edward Alex, cunoscut și Puff, Pointic Zamă, de parte cealaltă Puffy God, Polos Monk, Ali G, Gandalf și Lethal. Și o primă rundă câștigată de băieții de la Team 9 pe harta Dust 2. Scor de 2-0 în acest moment, o rundă bine luată de Team 9. Un match în care nu se poate ști exact cine va câștiga. Team 9, fiind pe parte ofensivă, trebuie să ia cât mai multe runde, pentru că știm pe această hartă este ceva mai ușor să aperi decât să ataci. Express, au o rundă de Echo și pe Team 9 o să-i vedem spre X2, zic eu. Un flash bine dat acolo și acum Polos Monk se bagă și apasă toți banii. Da, John, te salut. Asta ca să adormi, să poți să dormi liniștea noapte și să fii ok. Îți urez somn ușor. Trei la 0. Și Express trebuie să înceapă să ia runde. Point, îl vedem apăsat pe la X2. Edward, doi amendați jos, frumos. Polos Monk, trei oameni de ajuns pe urmă de către Edward și o primă rundă în contul celor de la Express. Și să vedem ce vor reuși să facă în continuare. Scor de 3 la 1. O să avem un sistem best of 3, ceea ce înseamnă că vedem cel puțin două hărți în această seară, stimați telespectatori. Că deja pot să vă numesc așa. Aceeași Edward dă jos doi oameni, restul omorât până la urmă și să vedem pe Point, se bagă peste, foarte bine Point, care omoară acolo, bravo, dar puf, termină acest Rampage în care sunt băieții de la Express. Nu avem Echo pentru Team 9 pentru că ați văzut, a reușit să pună bomba și acest lucru îi avantajează la capitolul economic. Să vedem dacă vor reuși să-și întoarcă acest avantaj spre favoarea lor. Edward iar peste ei, bravo! Omoară un om, după care se retrage. Edward a omorât câte doi oameni în ultimele... Și că mai du-te să nu zic unde. Ia legi supărat.
Vedem pe același Edwards. Edward, foarte bine pe Gandalf. Și este omorât în cele din urmă. Pointer, vedem, vine pe la spate și îl omoară pe Puffy God. Scor 3-3. Și contrateroriștii au reușit să aducă jocul la egal. Esi, același Edward, bine, trage acolo, ar trebui acum să nu se mai bată. Și bomba a coborât, dar a fost pusă foarte bine. Încă o rundă în care băieții de la T9 au reușit să pună bomba, lucru care va conta la final. O să vedeți acest lucru. Teroriștii stau bine dacă mai au încă 3 runde pe această parte. Și să sperăm că vor reuși să facă acest lucru pentru un meci cât mai strâns și pentru o hartă a doua pe care am doresc să o vedem cu toții. Team 9 spamează puțin. Încercând să facă damage adversarilor, îi vedem acolo. Și se încearcă un atac la X2. Doamne, cât de slab a tras acolo și Ace, vedem, apasă frumos, omoară un om. Dar Zama acolo trebuia să-și facă treaba. Nu a făcut acest lucru. Vedem și pe Puff. Acesta trage o grămadă. Și acum se bagă frumos în tubulatură. Dar, din păcate, poziția lui este știut acolo. Este omorât până la urmă Puff. Și a mai rămas doar Ace în viață, care nu cred că se va băga peste. Pentru că nu are ce face împotriva 3 jucători. Și o să vedem un 4-4. Și lucrurile sunt destul de strânse. Spun destul și nu categorii, pentru că pe această hartă ești puțin mai avantajat dacă iei runde pe parte de apărare, de atac, decât dacă e pe apărare. Deci de aceea la un clasament al adevărului, deși sunt egale cele două echipe, Team 9 sunt cu un pas în față, pentru că joacă pe partea de Tero. Gandalf acolo a încercat, dar nu a reușit. Așa, s-a uit un jucător pe munte. Și să vedem ce va reuși. Spamează Shell, încercând să facă damage adversarilor. O vedem pe Esi. Stă bine, bine acolo. Nu are cum să fie foarte greu să fie surprins. Polo Smang acolo s-a luptat puțin cu smoke-ul și a pierdut. Dar în cele din urmă va reuși să se bage. Și o să vedem cât atac la X1. Cu acel fake la X2. Bravo, Polo Smang! Și pe site, bravo, Edward! Frumos, doi oameni dați jos! Și Pointer reușește să dea jos un om. Și avem un singur terorist în viață, și anume Gandalf, care vine de sus și de acolo poate face mult rău. Pentru că nu e ciudat, a fost omorât de către Point, a tras slab acolo. Dacă a așteptat puțin, putea să o omoare.
Oh, ce cap a fost ăla? Ce faci, Zamo? Fără acuze din astea de Wall, din câte văd, nimeni nu cred că are Wall, până acum nu mi s-a pus nicio fază suspectă. În fine, nici nu pot să zic că am urmărit pe cineva. Scor de 6 la 4 în acest moment. Gandalf, bine! Bine, Zamo! Oh, oh, cum a venit acolo și încă n-a murit, mai are 41 viață, va putea să mă omoare un om, să-l vedem. Și Point se află în viață acolo. Un smoke, un hey, dat slab de tot și moare până la urmă. Poziție proastă acolo pentru Point, care este omorât în cea din urmă, scor de 6 la 5, un meci foarte strâns. Și dacă lucrurile vor decurge așa, sunt convins că vom vedea cea de-a doua hartă. Lucru care nu poate decât să mă bucure. Iar AC frumos, dar este dat jos până la urmă. Vedem pe Puff, care a venit peste acolo, dar a tras slab, s-a băgat și aiurea, nu mai suferi Puff. Flash, RG, încă un flash, și acum încearcă ținut, dar este omorât. Decât același Zamo care este la apel, și îl vedem pe Lethal, bine, și avem un 2 vs 1, poziția lui Point nu este știută acolo. Să-l vedem dacă va reuși să facă ceva, da, Point. Și omoară un adversar și pe al doilea, bravo, Point. Scorul va deveni 7 la 6 pentru Express. Joacă bine fratele Terorianu, a avut unde să învețe. Să vedem pe Puff, un hell la cutia roșie și jucătorul a trecut pe dreapta lui, ha-ha, și Puff a fost omorât. Mamă, dacă vreați cum a murit Puff acolo, asta chiar a fost tare tot. Trebuia văzută. Și vedem partea cealaltă, pe celălalt Puff, pe Puffy God, cum încearcă să intre la X2, dar se răzgânește și acum se întoarce. Zamo spamează puțin. Puffy God e singurul jucător în viață de la teroriști. Trage acolo și trage slab, 8 la 5 în această secundă. Umărim împreună ultimele două runde. Și la flash acolo LG, dar să vedeți că a avansat. Sau cel puțin a încercat să lovi de pereți, cred. Și bravo, Edward a jucat fenomenal pe această parte. În fiecare rundă a luat, ori a bătut doi jucători, ori a murit. Lucru bun. Și doar Point mai în viață. Să vedem ce a face aici Point. Trage, omoară doi jucători. Bravo, Point, bravo! Aștea frumos acolo, dar acum s-a grăbit. Nu trebuia să bată. 8 la 6 și eu cred că vom vedea un 8-7.
sunt șanse foarte mari să vedem un 8-7. Vă reamintesc să vă uitați pe acele Games TV, unde transmitem acele World Night, competiție ce se află la prima ediție televizată, dar nu este și ultima, așteptăm părerile voastre pe forumul aceleague.ro, cât și pe www.acelegames.tv. Pe puf, trage și moare Edward, singurul jucător în viață. Bomba se va planta la X2. Deja s-a lăsat cu good half. Bravo, Edward. Dar este omorât. Scor de 8-7 pentru contrateroriști și vom vedea o cea de-a doua parte a meciului interesantă. Restart repede fără prea multe discuții. Și meciul este live în această secundă. Să vedem pe cei de la Express ce schemă au. Da, și cred că se vor duce la X2, da? Acele fășuri sunt să-i oprească pe oamenii de afară. Point a luat armă și băieții se vor duce jos. Stă bine Alige acolo, dar nu cred că va omorî pe cineva. Totuși este ajutat și reușește până la urmă. Foarte bine, Puffy God. Băieții din Burlane și-au făcut treaba. Scor de 1-0 în această secundă. Și Express sunt forțați să facă eco, deși cred că și-au cumpărat Eagle cu armură mică. Am zis bine că e best of 3, adică vom avea șanse să vedem și o a treia hartă, dacă una dintre hărți iese egal, asta vreau să zic. Aha, ce s-au jucat acolo! Și Puffy God! Frumos! Dar bomba a fost plantată de câte teroriști. Și acum să-i vedem. Au echipament complet. A, nu, pardon, că au avut eco. Deci acum nu au avut Eagle și acum au eco și următoarea va fi rundă cu echipament complet pentru ambele părți. O rundă jucată așa. Are pe zeală Paulus Monk și cu AIG fără probleme. Și acum e acum o rundă pe care băieții de la Express trebuie neapărat să o câștige. ACI e primul spawn și cred că o să vedem un rush la X1. Acest lucru din punctul meu de vedere ar fi cel mai indicat. Se iasă la jam, dar nu, ACI îl vedem. Se pune în crouch astfel încât adversarii cu echipierii lui să se suie peste el și să poată să spameze, să ajungă foarte repede sus astfel încât să prinde pe jucătorul care eventual ar veni de afară. În condițiile în care acest War Knight v-a plăcut și vi s-a părut interesant, vă așteptăm cu sugestii pe forumurile AC League și acelegames.tv. Și dacă ieri repetăm evenimentul, eventual încercăm să-l permanentizăm, ca să zic așa. Paulus Monk băgat peste, dar omor de către Zamo. Oho, Gandalf pe Puff acolo, mă, Puff, mă, dar vrei tu neapărat să mergi cu Heu-ul în mână? Îți pare să mergi așa cu flash-ul ăla sau Heu sau ce era. Și Edward s-a dus jos. Acest lucru nu va pune bomba. Foarte bine. Și Essie a încercat și Essie acolo o chestie fenomenală. Nu înțeleg ce vei să faci acolo.
Și vedem pe Essie. A pus bomba și l-a omorât pe Lethal. Acum va încerca să plece. Ia să vedem. Stă bine acolo. Va surprinde, va surprinde foarte bine. Bravo, Essie. Ah! Dacă ar fi avut nițică viață, dar oricum a stat bine de tot. Știa că, în general, adversarul său se va uita sus. Și ați văzut că el stătea jos. Și chiar așa a fost alegit, s-a uitat sus. Și băieții de la Express trebuie să înceapă să ia, să ia runde, pentru că lucrurile nu stau bine pentru ei. Și aici se află 3 contrateroriști. Nu vor avea ce să facă. Bravo! Apasă acolo foarte bine, foarte bine. Și avem un singur jucător în viață, și nu e Point, care nu știu ce poate face acolo. Ia, se bagă frumos și este omorât. Scor de 5-0. Ali G este într-un rampage, are 14-0. Iar în partea cealaltă, jucătorul care are cele mai multe fraguri, deși nu este pe plus, nici măcar pe 0, este Edward. Ia să bag eu Vulu Sprite Belt ca să vă țintea mai bine de la... Ia. Dacă mă bate tatătorul ăsta. 2 teroriști morți, dar acolo moare și Polosmang. Bravo, Edward! Bravo, frumos! 3 oameni dați jos! Și Puffy God. Și s-a fugit la... A fugit la X2, Edward. A pus bomba, dar nu e bine dacă stă acolo. Nu e bine dacă stă acolo împotriva 2 adversari, pentru că dacă îi se dă acolo un smoke, este practic forțat să iasă la luptă. Nu, e greu, e foarte greu de așa. Nu, normal, nu trebuie. Trebuia să stai pe bătaie puțin, să-l omoare pe primul, să încearcă să facă damage point, să sitireze. 6-0 scor în același timp, în acest moment, pardon. Sunt și eu captivat de acest damage. Vă reamintesc că acele genitivă vă pregătește o surpriză substanțială. Rămâneți cu noi în continuare și vedeți de ce este vorba. E o premieră la noi în țară și sperăm să vă placă. Până atunci vă invit, cei care v-ați înscris și în liga noastră, să participați la qualifierile online, ce vor avea loc săptămâna aceasta, pentru cupa Steel Series, cupa ce va avea finala în LAN, săptămâna viitoare, ce s-a bătut acolo AC de toți banii și scor 7-0. Și lucrurile nu stau deloc bine pentru echipa lui Point. Camo încearcă acolo să se suie, dar nu reușește. Nu încearcă și a doua oară, bravo. Oh, cât de slab a tras acolo și Buffy God nu l-a iertat pe Point pentru acel spray slab făcut. Și doar Zamo iar în viață, singur, împotriva a 3 jucători. Nu mai are nici viață. O să fie greuț, cum place mie să zic, pentru el.
No, nu are ce face. S-a băgat și apas acolo, nu înțeleg în cine. Îl vedem pe Puffy God, mamă cum s-a băgat, acum se retrage. Aligi din spate vine și salvează tot. Scor de 8 la 0 și mai au nevoie de o singură rundă pentru a câștiga acest prim match, pentru a trimite finala în... în cea de-a doua harta ei. O hartă frumoasă, Inferno. Asta sunt adevăr, am văzut numai Inferno. Nu, pardon, am văzut și Train, am văzut și Tuscan. A fost frumos. Da, Express! Bine, acolo s-au băgat! Foarte bine, Lethal, doamne, ce cap a dat acolo al doilea. S-a fost așa frumos. Și să-l vedem pe Edward. Se bagă la X2. Și AC mai are puțină viață. Dar poate să... să fac o fază frumoasă, pentru că AC nu mai are viață. Îl știe aici și-l omoară. Edward trebuie neapărat să ia această rundă. Și Puffy God așteaptă cam mult. Poziția lui nu este știută. Acum greșit aici, aoleu, ce situație. Puffy God până la urmă renunță și, și fuge, pentru că își observă că n-are nicio șansă. Scorul de 8 la 1. Repet, Team 9 mai au nevoie de o rundă. Foarte bine, Express, foarte bine. S-au mobilizat băieții. Să sperăm că nu au făcut-o prea târziu. Bomba pusă la X1 și puf. S-a retras bine. În timp ce Gandalf și cu Polos Monk vor încerca să țină de arme, ar fi cel mai cea mai inteligentă mișcare să dacă face acest lucru. Să vedem. Vom vedea 8 la 2. Ar fi interesant să vedem prima hartă egal. Da, mulțumesc, John, n-am fost atent, harta a doua este DAS 2. Da, și DAS 2 sunt mulțumit să văd. Îmi place. Chiar dacă mulți dintre voi spuneți că e harta de nubi, mie îmi place, deci da, sunt nub. Și am făcut un sacrificiu în seara asta, am venit aici și am să vă comentez în loc să mă bag și eu cu echipa, să-mi caut și oamenii și să ne jucăm și noi la ACR War Night. Zamu! Frumos! Uite cum a trecut de om! Ah, nu, am murit atunci. Dar mi se pare că a trecut de un om acolo, frumos. Doar AEG se mai află în viață. Nu, și Puffy God, mă scuzați. Același Aligi. Când încercă să ia Puffy God, a luat o armă, un AK. A fost omorât de către Zamo, l-a prins Zamo blană de la spate. Opt la 3. Repet, mi-au nevoie de o rundă. Să vedem, va fi oare aceasta? Numai timpul va spune.
Să vedem pe Puffy God. Acel flash la ușă. A venit și un smoke. Și Express au făcut bine până acum pentru că au făcut rush-uri. Acum i-au lăsat pe băieții de la Team Nine să-și ia poziții, chestii care eu cred că îi va costa. Același Essi deschide First Blood pentru echipa sa și este afară în hangar. Edward, Shell Frag, Ali G și Puffy God restabilesc egalitatea în ceea ce vorbește număr de oameni. Zamo, frumos, dar doamne, a tras slab de tot acolo Gandalf. 8 la 4. Iar point deschide frumos fragule și vă vedea o rundă rapidă de tot. 8 la 5. Dacă se mobilizau mai devreme, câștigau acest match. Dacă se mișcau puțin mai repede băieții de la Express, așa cred că se vor mulțumi doar cu un simplu egal. Puffy God deschide pentru prima oară în patru runde, sau dacă nu chiar 5 runde, în 5 runde, când un jucător de la Team 9 deschide scorul, dar rămâne cu puțină viață. Oricum a murit un om, acest lucru contează foarte mult. Boitic îl vedem afară. Îl spamează, bravo Lethal. Ali G, Polos Monk are bomba acolo, știe acest lucru și va încerca să folosească această poziție, dar doamne cât de slab a putut să tragă, nu vine să cred. Ali G are poziție bună și nu cred că va fi surprins de către point, nici Zamul nu cred că poate vedea pe acesta. Să vedem foarte bine și 1 la 1 în acest moment, nu 2 versus 1, Zamul este singurul jucător în viață. A fost omorât și Puffy God, foarte bine, foarte bine, un match superb câștigat de Team 9 și o să vedem și la a doua hartă, și anume Dust 2, o hartă foarte frumoasă și sunt curios să văd cine va câștiga, pentru că ambele echipe au arătat un joc bun. Ia, mă bag și puțin pe server să mă împușc. M-au leșinat băieții. M-au leșinat. Leșinators. Care pas 44. Să împuște și Hayek ceva. Și cuțite. Chitute, cum a scris Eduard Noi de cuțite, azi chitute. Se dă runda de chitute, e o rundă foarte, se știe că runda de chitute e cea mai importantă din lume. Uh.
O hartă pe care toată lumea o cunoaște, lumea știe cum se joacă pe ea și sunt curios să văd cine va ști mai bine cum se joacă pe această hartă. În curând o să vedem și luna de chitute, cum a scris acolo Esi, cred. Așa am văzut Esi, că se zice chitute. Acum să dau chitutele, gata. Zamo cu chitutul în mână. Toți sunt, dacă cuțitari, chitutari, toți sunt chitutari. Pare că e o luptă de stradă din Rahova acum. Și Puffy Gods, Gandalf i-a dat chituta lui un jucător de la el din echipă. Și 2 versus 1 acum. Și Cola Teruște câștigă și câte vor alege să atace. Nu-mi zic că Alex să apere prima, ar fi tare. Da, au rămas restart și go, băieți. Haideți să vă vedem. Da. Rush la X2. Cât se poate de liniștit, fără stres. Puffy God, bravo. Bravo și Puff. Fără probleme, cel mai sigur. A avut spawn de X2, Rush X2. Deci este complet și acum se vezi cum intră poartă. Se vezi omul de la Hiton. E leșină. Îi leșină omul de la Hiton, ia uite. Și prima rundă câștigată de T-Ro și anume Riști. Iartă-mă, John, nu vreau să-ți nimic de Rahova, dar mi-a venit mie așa pe moment, când am gândit la cuțitar, la asta mi-a venit să mă gândesc la Rahova, nu știu de ce. Orice cartier, poți să pui Rahova, orice cartier, tot asta, ăsta mi-a venit mie așa. Polosman cu un frag, băieții de la Team 9, au eagle cu armură. Și se va intra la X2. Oooo, ce frumos! Și doar Zamo se mai află în viață. Omoară acolo un adversar. Zamo împotriva doi jucători. Foarte bine, Zamo. Zamo versus Lethal. Un joc bun. Făcut de băieții de la Team 9. Care a reușit să dea rost mai puțin de 4 arme. Asta cel puțin. A la bomba. Și Zamo frumos. Cap fără probleme. Scor de 2 la 0 pentru teroriști. Un scor deloc surprinzător. O hartă pe care este mult mai simplu să atragi decât să apă. Știți cu toții că scorul de 10, 5 sau 14 sunt chiar întâlnite pe aceste hărți. Edward acolo unde dreapta ta ce se pregătește. Sunt 3 jucători, tată. E grav, crede-mă. Vă băgați? Hai. Da, se bagă pe la urmă. Bravo. Point și cu Edward acolo au omor 2 oameni. Scor 3 la 0. Dacă Team 9 încep să arunde acum, s-ar putea să aibă ceva șansă să facă acest match, dacă nu... E greu.
Repet, primul meci al acestei finale a acele War Knight a fost câștigat de Team 9. Little Love Johnson acele. Face reclamă, mă, face reclamă. Ai cerut voie? Îți dăm voie, nu-i nimic. Foarte bine, Little. Mai spamează puțin, după care dă flash, flash și se retrage. Polos Monk. Deși el un om jos. Și point, frumos cap acolo. Se retrage. Și amândoi vor încerca să atace pe lung. Nu puf, nu înjura. Te rog, nu fă asta. Se lasă cu dalea grave. Ce poziție are Ali G- deci Ali G, dacă omoare pe cineva de aici, o să râd și mai mult de toată lumea. Da, Ali G! Zamo s-a retras. La cum e ținut acolo e greu să faci ceva. Oh, greu, greu, greu acolo. Normal, omor de Polos Monk. Teroriști, a, ce schema au aici. Se bate cu textura acolo, point. Asta îi bate Zamo cu Eagle-ul. Mai contează? Da, așa cum runda asta va... O să fie câștigată de Express. N-ai cum să recuperezi X-ul cu 5 oameni înăuntru, e extrem de greu. Chiar e foarte, foarte, foarte greu. A, deci nu, chiar nu ai, nu au ce să facă. A murit cineva de la Express? Nimeni. Runda flawless! Câștigată de băieți de la Express. Esi a pus plaură pe jumate. Nu a nimeni, nu a murit pe nimeni, dar ideea e că de acolo poate anunța pe unde vin adversarii săi. Poate coordona echipa astfel încât să se ducă într-o direcție oarecum safe. Da, nu, pur și simplu nu au ce face. Bine, acum au și rundă de bani. Să vedem pe Polos Monk. Dar nu are ce face acolo. E singur rămas în viață. Mare cap. Ce sens ai, frate? Zamo. Scor de 5 la... 1 în această secundă. Acy ține în catacombe astfel încât să anunțe la X2 dacă se intre pe acolo. Country au wait pe jumate și acum se vor îndrepta spre X2. Acy că a schimbat point era. Acolo s-a lansat intenția contrateroriștilor de a, de a face un stack. Și vedem pe Edward. Se bagă Edward, dar este omor de către Puffy God.
Scor de 6 la 1 și... nu, ce slab acolo a tras Little. Putea să prestragă mai bine. Ali G, singurul jucător rămas, nu și Gandalf. Să îi vedem dacă se vor băga. Cred că da, dar e, ar fi o greșeală. Țin de arme până la urmă, băieții. Scor 7 la 1. Acum se atacă la X2. E. Mamă, ce atac acolo Polosmank. Bravo, bravo! Cum a apăsat foarte bine. Leon nu știe că vine și Gandalf din spate cu viteza luminii. Bravo, Gandalf. Scor 7 la 2. Dacă băieții de la contra reușesc să ia mai multe runde, cred că vor câștiga acest meci dacă s-ar termina, dacă ar lua 5-6 runde pe partea de apărare, lucrurile ar fi cât se poate de clare pe partea a doua. Alig pe pastilă la X2. Puffy God, de oameni dați jos, dar până la urmă moare. Și Aligă iar este singur în viață. Potriva a trei jucători. Greu. Greu, nu are ce face. Cel mai smart ar fi să ține de armă. Acest lucru se va și întâmpla. Alig. Scor de 8 la 2 în acest moment. Și contra sunt pe eco. Mai puțin. Alig. Și-a apăsat arma. Ali G, foarte bine. Folosește eficient acea armă. Nu și-a luat forțat băieții de la Team 9. Toți contra se află pe X1. Deci bomba spantează pe X2. Bravo, jucat Express, foarte frumos. Și totuși să vedem, mai sunt doi jucători, doi Tero în viață. Vedem pe Alig. Flash! Și acum băieții intră. Foarte bine, și vor defuza bomba. Cred că da. Da, n-avea un defuse.
Mulțumesc, Headhunter, pentru ce... Ia, ce ai scris acolo? Alcidor Bornight e mult mai frumos cu comentariile spumoase ale lui Hayek. Mersi mult. Nu sunt spumoase, dar încerc să păstrez un limbaj mixat, să nu fi numai tehnic, pentru că ar fi mai plictisitor, zic eu. Nu e Counter-Strike un joc extrem de atractiv de privit. Asta nu zic eu, o zic mulți din afară. Și de aia trebuie să mai destingi de omul, să-l faci să se simte și bine, să mai și râdă. Chiar dacă te înjură, pur masă, nu e și o problemă. Faptul că te înjură înseamnă că te ține minte. Și asta îmi place. Cât am vorbit eu, o rundă câștigată de Team 9, care ușor-ușor recuperează și fac tot posibil astfel încât să-și ajunge de cât mai multe runde. Repet, dacă scurul se va termina 9-6 pentru Express, Team 9 pleacă cu prima șansă. Le stă mult mai bine cu 6 runde în cont. Le va fi super lejer. Țin la recuperare acum pe X2. Nu, e și Lethal acolo. Mă scuzați, nu l-am văzut. Vedem, bravo, apasă acolo, dar este omorât. Puffy Good, ar trebui să mai omoare încă un om ca să poată să facă ceva. Dacă nu, lucrurile stau urât. Sunt 3 contra 4 cu bomba platată pe X2. Repet, e greu de tot acolo la X2 să poți să... cum mai și Puff. Dar Puffy Good și Gandalf mai sunt 2 la 2 în acest moment. Să vedem. 1 și este omorât, scor 10 la 3. Dacă nu mă încerc contra acum Echo, da, vor face Echo pentru ultima rundă. Încearcă să forțeze jocul într-un 1-4, astfel încât să... Foarte greu să poți să faci ceva mai departe. Point, a ajuns blană la scară. S-a băgat ușor. Și Polos manca aici, la zid. Poziția lui era știută și a fost omorât de către... Adică a fost verificată, nu neapărat știută. Vedeme Point, bravo Point, bagă-te tu peste. S-a băgat peste, în fine, el Aiko nu contează așa mult. Dar totuși, ca disciplina jocului, nu trebuia să se bage. Avem pe Lethal. Omorât de către Zamo și singur jucător în viață de pe partea contrateroristă în acest moment este Puffy God, care va încerca să mai dea un jucător jos, nu contează dacă ține această armă, pentru că oricum băieții au făcut rundă de Echo. Dacă ar fi jucat ceva și LG împreună cu Gandalf, ar fi fost lucruri altfel pe partea de contra. De partea de celălalt, tot respectul pentru Point și Zamo. Toți jucătorii, mai puțin Edward, sunt pe plus. Ceea ce înseamnă că, bine, Edward e pe 0, dar e foarte bine. Și cred că va muri Puffy God. Sunt curios. Nu? Acum? Dar Pointic nu mai are viață. Asta este problema. Și face bine că nu se bagă. Să nu piardă aia mai armă iurea și 11-3 în acest moment. Vedem pe Puffy God. În general, Puffy poate o singură atacă un lupul de 1000 de ori, pentru că urmează ploaia de flash-uri, respectiv heuri. Este imperativ ca cei de la contra să ia această rundă. Zamo deschide First Blood și se retrage acolo greu, greu de tot, va fi omorât. Deși a tras la Zamo, a făcut frag până la urmă și cred că o să vedem un 12-3. Bravo, 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 acolo Puffy God, dar mai 11 viață, nu are ce face, mare lucru, va fi greu de tot, bomba este plantată și scorul 12 la 3 pentru prima parte a acestei cele de-a doua hărți din acele War Knight finala, repet. Sunt foarte curios să văd cine a ocupat locul 3. Sunt foarte curios, bă, cine a câștigat locul 3. Asta vreau să văd acum.
locul 3 câștigat de către NVS. Da, normal, băieți, dar Toygan nu s-au prezentat pentru locul 3, că nu avea nici rost. Și vedem pe cei de la Team 9, se bagă frumos, se află pe pastil un om, dar va fi... Nu, bravo, ei, înainte să moară, reușește să dea un om jos. Deși acolo a fost știut o greșeală din partea celor de la Team 9. Foarte bine, foarte bine aici, doamne, cât de bine au putut să intre băieții de la Express. Și mai este un singur terorist în viață, care este și înjurat până la urmă. Oho, frumos. Și vom vedea cu siguranță cea de-a treia hartă, fără discuție. Greu pentru Team 9, au o sarcină aproape imposibilă. Vedem frumos, bang! Ia rup, puf! Se bagă peste ei, este o mură de omologul său din partea cealaltă de Puffy God. Și mai este un singur jucător în viață, și anume Puffy God, care nici viață nu mai are și este omorât. 2 la 0 în acest moment, încă două runde mai am nevoie băieții de la Express pentru a trimite acest derby în faza lui finală. Și eu care credeam că ajung mai repede acasă în seara asta. Dar se pare că zeița Counter-Strike-ului sau fine și Counter să trebuie să fie protejat de cineva, de ceva, o divinitate. Nu știu cine exact. Oh, frumos! Și bang, bang, pointic. Bravo! Încă o rundă mai am nevoie băieții de la Express pentru a câștiga acest match. Va forța la X2 oare? Puf! Un prim frag. Little, bravo pe acolo, bravo! 2 la 1, capitolul morți în momentul de față. 3 jucători în viață pentru Team 9, în timp ce la Express avem 4 jucători. Ce încă sunt în joc. Point! Cu un cap. A luat cu 4-4. LOL Bulan. Se pare să fie bolan, dar nu contează. Ali G. Express, Esi. Și mai e viață doar Ali G, care e trist, cum zic băieții. Și foarte frumos meci câștigat de Express. Jocul este trimis în cea de-a treia hartă. Deci o să vedem și anume Inferno. Da. Vedem și a treia hartă, frumos. Nu mă așteptam, credeam că se va termina în 2 hărți. Și a treia hartă a acestei finale, revenim la origini, prima hartă această seară, este și posibil ultima, dar nu a început încă, trebuie să vedem runda de cuțite.
Să vedem lamele. Lamelele, hai băieții, hai cu lamele. Cred că e mai bine să apre pe această hartă, prima parte. Avem și un om în... Deja au început băieții să-ți dea chitute. Multe chitute în această prima parte. A, da, e băgat Fade to Black, nimeni nu vede nimic. GG. Să vedem o primă rundă pe această hartă. Scorul este de 1-1. Cine câștigă acest match câștigă și acele War Knight. Se atacă la mic, blană, fără nimic. Direct Edward este omorât și bomba este, se plantează în acest moment. O, oh, bine, 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 acolo s-a apărat bine, băieți, la Team 9, foarte bine. Au început în forță. Se pare că sunt gata să-și... Ia, ești, bă. Ce vrea să zică prin chestia asta, nu știu. Numai el, probabil că... își cunoaște acest joc. Ușor, băieții de la Team 9 nu trebuie să se precipite, trebuie să joace calm. Mamă, ce combinație au acolo. Dar se pare că nu ies fazele. Vedem pe Zamo. Se atacă și, și în casă, dar mai mult ca un decoy acolo. Bomba se plantează la X-Mic în acest moment. Și Point, Zamo se retrag prin bază. Pozițiilor sunt... Oho, bravo, Point! 2-0 în acest moment. Că bă, dăm restart, că nu se poate. Ce nu se poate? Jucăm fără bani. Dar ce s-a întâmplat? Și avem o scurtă pauză.
Ok, am revenit. Scorul, deși pare 0 la 0, este 5 la 0 pentru Team 9, pentru că un jucător de la Express a căzut și a trebuit să-și să schimbe IP-ul, avea niște probleme cu Steam-ul. Gandalf bine de 2 oameni jos. Și avem șansa să vedem un 6 la 0. Puf God, ho-ho. Bine. Bomba spantează la mic. Și Edward. Oho, ce cap și-a atacat, Dumnezeule, cum a fost aia. Te dă spate cu totul. Scorul 6 la 0. Express la Eagle în acest moment. Toți se află pe site-ul mic și se vor băga de acolo. Puf, bine. Paulus Mang acolo. Doi oameni dați jos. Scor 7 la 0 în acest moment și Team 9 se par de neopri pe această hartă a treia. Și anume, după cum bine vedeți, frumoasa hartă, harta pe care o iubesc foarte mult, Inferno. Din nou, tot au eco, normal, băieții de la Express, și cred că vom vedea, adică vom vedea cu siguranță un 8-0. Heurile se dau în site, Esi cu nouă viață, bravo Edward, frumos Edward, trebuia să iasă și cu echiperul său, Zambu din păcate e blocat aici. Acum a fost ajutat de coechipierul său. Apasă cu de toți banii, Gandalf, scor 8 la 0. Și Team 9 se îndreaptă cu pași rapizi către câștigarea acestui meci. S-a luat de la 0-0, Hayek. Ce mă, s-a luat de la 0-0?
Da. S-a luat de la 0-0 scorul. În adevăr, nu a fost înștiințat de către Adminder. Scorul în momentul de față este cel afișat pe ecran, și anume 4 la 0. Vedem pe Aligi, Lamic. Frumos flash. S-a întors bine acolo Lethal. În Express au probleme în a acumula runde. Vedem că n-au reușit să ia de ceva timp. De 5 runde calculat după mine ar trebui să fie acum 10-0, dar se pare că lucrurile mi-au fost date peste cap, nu a fost anunțat de admin. Admin, e vina ta, trebuia să mă anunț, să-mi spui că mă fac de râs aici, în ghilimele, la lume. Pe live. Nu-mi strica live-ul. Team 9 frumos încearcă la X mare. S-a ferit de flash Polos Monk și a reușit să-l omoare pe Zamo. Acesta între timp a dat și el un om jos. Verifică bine site-ul și vrește pe Edward, care se trage prin bază în timp ce Essie vine pe la librărie. Puf! Bine, mamă, ce cap și-a dat acolo. Puf! Foarte, foarte, foarte frumos. Și același puf. Bravo. Gandalf cu 90 hit points. Din păcate acolo nu s-a aflat absolut nimeni. Poziția lui e știută și puf ar trebui să vină să ajute. Și bine, bravo, puf, bravo. O primă rundă adjudicată în contul echipei sale. Cinci la 1. The score. Ali G, un prim frag reușit acesta. În timp ce și Edward restabilește egalitatea în ceea ce privește numărul de jucători, Gandalf îl dă jos pe mai sus menționatul Edward. Foarte bine, puf! S-a băgat peste ei. Și mai avem doar pe Puffy Gold, îl avem în viață împotriva doi jucători. Și Puffy Gold împotriva lui Essie. Puffy Gold 3 viață, Essie mai are 100%. N-a fost deloc atins și stă bine aici. Oh, frumos, Puffy God cu 3 viață. Foarte tare. Foarte, foarte, foarte tare. Bravo, Puffy God cu 3 viață. Au omorât 2 jucători care aveau 100% viață. Bravo. O rundă frumoasă. Essie numai dacă rupea puțin cutia aia l-a omorat, dar nu știu ce a făcut acolo. S-a tras după păsări, taromul, nu știu ce face. Un fel de... Hai să ne prefacem că tragem. Ah! Omorât pointic. MVP, most valuable player point. Edward in sight. Bine, Edward! Ce faci, Little? Little nu știu după ce alerga acolo.
Nici măcar nu și-o murise bine omul cu care se lupta, că se gândea la celălalt, dacă nici măcar nu mai era acolo. Puf! Ne pare rău pentru cei care ne acuză că îi facem să râdem, de acum înainte vom încerca să păstrăm un ton cât mai serios al acestui joc care ne aduce decât tristețe în suflete și nu ar trebui să lăsăm umorul să ne stie această seară. Până la urmă vă prezentăm aici un joc violent, un joc ce nu ar trebui permis minorilor și acum vom încerca să... Haide să vedem... Mă încerca să prezint jocul cum l-ar prezenta Cornel Dinu, această echipă Team 9, această motoretă rotopercutantă care reușește un atac verticalizat senzațional cu o creștere orizontală verticaloidă perfectă. Îl putem viziona și ne putem uita la această strategie tehnico-tactică pe care antrenorul a pus-o în plan. Putem vedea pe jucătorul point cu această poziție nemai întâlnită. De fapt, această poziție am văzut-o în 1976 la un meci dintre Brazilia și Argentina. O poziție din care reușesc să facă multe lucruri, să vedem dacă acest lucru se va întâmpla și aici. Oricum, pentru a putea înțelege acest joc, trebuie să vă gândiți la evoluțiile extrasenzoriale ale jucătorilor și evident că meciul nu poate fi explicat decât prin niște coordonate geografice cât se poate de exacte. Sunteți de acord cu mine? Acum așa că să mai și râdem puțin că uite e 8-1, Team 9 chiar au luat o grămadă de runde. În acest moment și lucrurile astea deloc bine pentru cei de la Express. Acum îi vedem, au arme foarte bine. Puff a dat un joc bine pe această parte. A dat bine în acest... Folosesc cam mult pronumele demonstrativ de apropiere. Aceasta, știu, ar trebui să-mi colectez acest defect verbal. Și o să reușesc să fac chestia asta, știu că o fac de mult timp. Tot am așa în vocabular și îmi vine să zic și n-ar trebui să zic în continuu. 4 vs 4, Alig se suie în site. E bine aici, ar fi bun acolo un flash, dar oh! Ce bine, jucătorul care ține acolo, n-a înțeles absolut nimic. Bravo, Puffy God! Bravo, ți-ai făcut treaba perfect! Ho-ho, Puffy God, Iisuse, cum a fost aia! Să vedem tot pe Puffy God, care apasă de toți banii și omoară fără probleme. O să pun acum, o să fac acum laptop. Un concurs surpriză la care mă gândeam și care premiul este cât se poate de simplu. Cine răspunde la întrebarea asta corect pe forum, săptămâna viitoare când dăm sau când o să fie următorul acel night, este invitat aici la noi să comentăm împreună, să asiste, să fie lângă noi, eventual să spună părerea dacă vrea. Deci poate să comenteze live o întreagă competiție. Întrebarea este foarte simplă. În ediția din această seară, ce antrenor am încercat să imit? E vorba despre un antrenor de fotbal, numele lui este foarte simplu, este foarte cunoscut. Răspundeți corect la această întrebare pe forum și săptămâna viitoare, dacă facem acele War Nights, cine câștigă e aici invitat la noi. Eventual dacă ești, evident dacă ești din București, mă și bâlbâi, poți să vii aici, poți să fii frumos la meciuri cu noi, poți să comentezi. Poți să petreci o seară împreună celor de la acele Games TV și să vedeți cam cum stau lucrurile pe aici.
jucătorii din pe forumul ori pe acleague.ro forum, ori pe pe www.aclegames.tv. Oriunde încerc sau cumva încercați să ne contactați și să face o listă și primul care răspunde corect la această întrebare și să nu fie din stafful nostru, că asta ar fi cel mai frumos lucru. Uite, vedem deja cineva, nu se poate, mamă, cât de repede. Headhunter, iartă-mă că spun, îmi place că ai răspuns repede, dacă ai F5-ul alipit de mână, să dai refresh acolo, continui să scrii. Bravo ție, dacă ești și din București, nu știu, dă-ne cumva niște detalii, contactează-ne și ne întâlnim frumos într-o seară, vii aici la o cola, la o distracție și comentăm un meci frumos de Counter-Strike. Văd că se pare că Headhunter nu e din București. Oricum, următorul jucător care nu este din echipa ACLE, repet, este invitat în această seară cu noi aici. În această seară, doamne, care a spus corect în această seară. Să petreacă o noapte frumoasă, să poată să, nu știu, să vină cu orice fel de idee. Suntem liberi, sunt deschis la absolut orice. Nu... Avem niște reguli care se referă strict la bunul simț și la o atitudine cât mai profesionistă. A să înțelege că profesionalist nu înseamnă, nu este echivalent cu a fi habotnic. De aceea este un free speech. Ideea este ca vouă să vă placă și să vă uitați cu plăcere de acum înainte la tot ceea ce se va crea pe acele în continuare. John, așteaptă. Că tu ai organizat aici acele, nu pot să te iau, că mă spune lumea că facem blat, băgăm oamenii noștri și nu merge. Dacă nu se preinstă nimeni până săptămâna viitoare, o să te iau pe tine eventual. Dar nu pot așa, nu e frumos. Suntem corecți, nu? O să-ți dau mai încolo numărul meu de telefon și vedem cum ne întâlnim, îmi dai banii și dacă e vii tu, da? Ok, asta n-a auzit nimeni decât tu, da? Foarte bine. Revenind aici mai serios, scorul este de 11 la 2 pentru, ia să zic expres, pentru Team 9. Auzi, dacă știa. Bă, fără înjurături acum, fără chestii urâte, că nu e cazul. Sau dacă vreți să vă înjurați, înjurați-vă până la urmă, totul se vede, toată lumea vă vede. Dacă așa aveți voi să fie comunitatea cu înjurături, înjurați. Dacă vreți să comentăm cu înjurături, comentez cu înjurături dacă vă place așa. Facem o seară specială, faceți ce vreți până la urmă. Îți dau demo, lasă-mă. Scor 11 la 3 și Express vor câștiga în această seară, am așa un feeling.
o ultimă rundă a acestei prime părți din cea de-a treia hartă a primei ediții ACL World Night transmisă live de noi ACL Games TV. Vedem aici pe Puf și Contra au câștigat scor de 11-4. Și să rămânim împreună ultima parte, o parte ce se anunță interesantă. Să vedem și restartul de rigoare. Mamă, s-a băgat Polosmank peste ei perfect acolo. Frumos, cum a ajuns în poziția aia, nu știu. Sunt cam pierdut puțin pe hartă, expres. Unii într-o parte, alții în altă parte. Bravo! Doar Zamo se mai află în viață. Dar a fost omorât, a suferit acolo și a fost omorât. Vă reamintesc evenimentele ce urmează săptămâna viitoare. Ok, surpriza pe care vă pregăteam este următoarea. După cum bine știți, în luna noiembrie o să fie World Cyber Games 2009. Sub faza următoare, Noi, ACL Games TV, suntem parteneri media la VCG 2009 și avem toate drepturile de a vă transmite toată competiția de acolo cu Counter-Strike, Warcraft, vom încerca și StarCraft. Vă așteptă 2 sau chiar 3 zile de jocuri non-stop. O să stăm toată noaptea să vă prezentăm jocul, pentru că știți diferența foarte mare de fus orar. Stă aproximativ 6 ore distanță între noi și și VCG și sper să fiți lângă noi. O să fie premii, o să fie concursul surpriză, o să comentăm în tâmpenie tot ce se va putea comenta. Nu voi fi singur, voi avea un invitat special și anume B, o să fie lângă mine, care e cea mai mare chestie și cea mai solicitat lucru pentru mine. Toată finala VCG 2009 va fi comentată eminamente în engleză, pentru că avem mulți useri și din afară, mulți oameni interesați din afară și de aceea vrem să facem această competiție înțeleasă de toată lumea. De aceea, repet, vom comenta totul în engleză. O să fiu eu și cu B pe partea de Counter-Strike, iar dacă vom da și Warcraft, de fapt cu siguranță vom da, la Warcraft probabil că o să-l invit pe, pe Nightend alături de mine să mă ajute în a vă prezenta cel mai important eveniment al anului. Deci încă o dată, ACL Games TV, partener media World Cyber Games 2009. Urmăriți forumurile ACL și ACL Games TV și acolo veți vedea exact exact la ce mă refer. Dar hai să luăm așa cronologic. Până săptămâna viitoare mai avem așa. În weekend o să fie calificările online pentru Steel Series, în cazul în care se strâng cel puțin 16, în cazul în care se strâng cel puțin 17 echipe. Dacă se scriu 16 echipe, rămân aceleași puncte. Dacă se scriu 17 echipe, se vor face calificări. Săptămâna viitoare probabil că o să avem încă un ACL World Night.
să vedem dacă se vor strânge echipe cum a fost această seară. După care săptămâna viitoare vom avea transmis de la fața locului Cupa Steel Series, o cupă interesantă în care vom avea meciuri foarte frumoase. Rămâne să anunțăm această săptămână despre locație și alte detalii pur administrative. Iar mai departe, probabil peste două săptămâni, să avem din nou acele overnight. Vom încerca să dăm din etapele organizate de Arena Cyber League. Iar în noiembrie vă pregătim VCG-ul. Avem multe idei puse la punct și sperăm să vă placă și să fiți lângă noi. O să stăm tot noaptea să vă aducem în case emoția care se găsește acolo. Între timp, scor de 2-1 pentru Express, care au nevoie de 12 runde pentru a câștiga acest acele overnight. Mă uitam pe forum la ceva, mă scuzați că am fost puțin AFK. Mă duc aminte de fasta cu AFK, o chestie foarte foarte amuzant. Acum câțiva ani, pentru cei care sunt mai în vârstă puțin și știu de sala Red Zone, era acolo un băiat care se juca, nu mai țin minte exact cum îl cheamă. Bine, știu cum îl cheamă, dar nu vreau să zic numele că e aiurea. Și de-abia a apărut treaba asta cu AFK, nu știu, nu prea se folosea foarte des. Și nu știa lumea ce înseamnă. Lumea zicea, domne, AFK înseamnă ceva, dar nu știm exact ce. Și n-o să uit în viața mea. Eram cu Nandu în sală și cu Tony. Stăteam așa, vorbeam, acolo, nu știu ce, eram la un mix ceva. Și la un moment dat la opa acest băiat, acum a fost și admin, dacă nu mă înșel, și a zis, bă, stați puțin că e unul afectat în bază. Și am făcut, ce să fie? E unul care e afectat în bază. Și a zis Nandu, cum e afectat, mă, cum adică afectat? Păi da, e afectat. Nu știu exact ce înseamnă și nu, mi s-a părut extrem de amuzant, mai ales modul în care vorbea. No, cât de slab a tras aici, doamne. Point, tată, ce faci? Oh, bravo, Point, frumos, bravo. Scor 3-1, Puffy God a dat bine acolo. Și scorul este 3-1, teroriștii reușesc să ia runde. Acum mai sunt doar 2 oameni în viață de la Tero. Din ce la counter mai sunt încă 4. Și cred că este favorabil această superioritate numerică. Pe Gandalf s-a băgat foarte bine Gandalf și mai este doar Zamu în viață. Și rundă câștigată de Team 9, care mai au nevoie de încă 3 runde pe lângă aceasta pentru a-și adjudeca trofeul acele overnight. Încă o dată, cine știe ce antrenor am imitat mai devreme de fotbal al unei echipe cunoscute, foarte, foarte cunoscută și foarte iubită de la noi din țară, chiar din capitală, ca să vă dau așa, că a fost antrenorul acestei echipe pentru mult timp. Numele lui începe cu C și se termină Ornel și numele de familie începe cu D și se termină Inu. Mamă, ce a apăsat acolo Edward. Doamne, toate gloanțele și alea care nu le avea și pe alea din ia uite, frate.
Uite, uite ce se înjură. Hai că mie că dăm, mie că s-a cu forfeit, dacă mai, dacă așa continuați. Mie că bag un forfeit din la dublu și nu câștigă nimeni și câștigă locul 3. Dacă continuați așa. Puffy God ce le face, Doamne! Puffy God versus Puff. Ha-ha, olo, ce i-a dat! Mamă, ce i-a dat, să vedem, ia bomba sau nu? No, nu ia, ah, păcat! Patru la 2 pentru teroriști. După ce scorul final la prima parte a fost 11-4, dacă mă duc bine aminte, pentru pentru Team 9. Vedem pe John of Essie, a leșinat acolo. Nici la 2 și se prezintă bine expres pe această, pe partea de atac a acestei hărți. Ah, nu pot să dau break eu pentru că nu sunt pe HLTV corect. Și apasă pe acolo point. Nu știu pe cine omoară de pe acolo. Ai omoară vate point pe acolo pe cineva? Capiș mondial. Bravo, și-a dat și flash. Eh, hai că nu-i mare de ce să zicem, cât se iartă asta. Bravo! Ho ho, Puffy God ce-a dat acolo, mamă, frumos. A rămas doar point care nu cred că poate să ia bomba. Ia să vezi. Da. Nu știu acolo exact ce a putut să vadă Puffy God. Nu înțeleg exact ce vedea. Puffy God, te-și acuză băieții că ai anti-smoke. Să sperăm că nu e așa. Să sperăm că nu e anti-smoke. Că a fost puțin dubioasă faza acolo, ai tras perfect în ea, nimeni nu trage acolo în dreapta. Și tu ai tras fără stres. O, dar ce rundă rapidă. Eu cât am, 16 sau 32 aici? Da, am 32.
6-3 scorul în acest moment pentru teroriști. Care încep bine fiecare rundă și îmi place jocul pe care l-a făcut Essie cu Zamo și, și Point. A mai rămas doar Little în viață. Și va fi Bravo 7-3. Să înțeleg că băieții sunt pe val. Se bănește pe Puffy God. Ho-ho, și el m-a omorât acolo fără probleme. Și se va ataca la mic. Gandalf. Gandalf the Grey. Postați pe forum răspunsul la întrebarea mea, nu pe IRC. Toți aveți contul pe forum. Bomba a fost detonată. Scor de 8-3. Mi-au nevoie de încă două runde. Și avem deja un jucător de la Team 9 care a ieșit. Cine a ieșit? Gandalf? Puff a ieșit. A, nu, Puff, partea cealaltă. Puffy, bă, da. Puffy God has left the game. Să vedem ce se va întâmpla în continuare, nu știu ce i-a căzut lui Puffy God. Și acum se pune pauză. Și vom aștepta câteva minute. Să sperăm că își va reveni jocul.